Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să vorbim despre cărțile pe care le-am citit eu în luna mai. Am ratat un pic sfârșitul lunii sau începutul lunii astea, de fapt. Dar am revenit cu părerea despre 5 cărți pe care le-am citit în luna mai, la final de aprilie și început de mai. Unele dintre ele mi-au plăcut foarte tare, altele... Ce mi s-a părut însă foarte interesant este faptul că în mai am început proiectul Cartea Favorită. Dacă nu știți despre ce e vorba, mi-am propus ca în perioada asta să citesc cărțile preferate ale celor mai dragi oameni din viața mea. Am citit 2 cărți și o să vă zic imediat despre ele, dar și încă 3 pe lângă. Haideți să începem însă cu cea care mi-a plăcut recunosc cel mai puțin, pentru că restul mi-a plăcut foarte, foarte tare și o să fie o opinie foarte nepopulară, dar asta este. Este vorba despre Regina fără regat de Holly Black, cartea apărută la noi la editura Storia. Este al 3-lea volum din serie, este ultimul volum din serie, așa că nu voi putea să vă povestesc foarte multe fără să dau spoilere. Chestia e în felul următor. Dacă sunteți fani ai genului fantasy, mai ales young adult fantasy, atunci sunt aproape sigură că vă va plăcea, pentru că este o carte bine scrisă, este o carte antrenantă, sunt întorsături de situație, dar nu prea multe cât să nu mai știi în ce direcție să te uiți. Mi se pare că este pe alocuri scrisă și destul de lirică, sunt lucruri la care nu mă așteptam, sunt lucruri pe care le prevăzusem, așadar mi s-a părut o lectură frumoasă, a fost o lectură potolită, frumoșică. Dar asta este pentru că eu nu prea mai citesc young adult fantasy aproape deloc, așadar trebuie să țineți cont de chestia asta, pentru că eu am citit-o pentru Pop-Up Book Club, pentru book club-ul celor de la editura Storia și știu că majoritatea persoanelor de acolo au fost foarte impresionate de cartea asta. Așadar, dați vina pe părerea mea despre gen, nu neapărat pe carte în sine. O carte, în schimb, care mi-a plăcut foarte, foarte tare este una care i-am făcut și un clip dedicat, nu a fost chiar o recenzie, ci mai degrabă un reading vlog. Este vorba despre The Green Mile de Stephen King, carte pe care eu am luat-o de la Cărturești anul trecut cu 40 de lei, dar cred că o găsiți pe niște site-uri și ceva mai bine de atât. O să las oricum linkul mai jos. Foarte, foarte mult mi-a plăcut cartea asta, a fost prima mea experiență cu Stephen King, a fost prima carte pe care am citit-o de la el, mai citisem ceva short stories. Dar mi-a plăcut extraordinar de mult stilul de scriere și de-aia sunt destul de încrezătoare să mai încerc și altceva de la el. Cu toate astea, de menționat faptul că asta nu este o carte horror. Știu că el este regele genului horror, asta nu este. Este o carte super socială, acțiunea are loc, cred că în anii 30-40, într-o închisoare și avem în centru câteva persoane condamnate la pedeapsa capitală. Una dintre aceste persoane este de culoare, alta este un tânăr cu probleme psihice destul de severe, a zice eu. Așadar, este foarte, foarte socială, mai mult decât orice. Dar stilul mi-a plăcut atât de mult încât cu siguranță vreau să mai încerc și altceva de la el. Dacă vreți să vedeți părerea mea mai în detaliu, o să las linkul mai jos. Așa cum am zis, în mai am început proiectul cu cartea favorită a oamenilor dragi mie. Am reușit până acum să citesc 2 cărți din 6 câte am în total de citit, pe rest urmează să le citesc probabil în perioada asta și întâmplarea face că sunt 2 cărți pe care de fapt le-am recitit, pentru că aceste persoane deja și-au ales cărți pe care deja le citisem și care îmi plăcuseră și mie foarte tare. Prima este Alegerea mamei, cartea ei preferată a spus că este Accidentul de Mihail Sebastian, o carte pe care eu v-am zis că o citisem cred că acum vreo 3 ani, a zice. Foarte, foarte mult mi-a plăcut cartea asta, este o lectură super plăcută și molcomă și te umple de bucurie, efectiv, stilul de scriere. Povestea este una destul de simplă din punctul meu de vedere, avem în centru 2 sau 3 personaje principale, depinde cum vreți să numărați, eu le consider 2. Consider că povestea de bază are loc, de fapt, între Nora și Paul. Nora și Paul se întâlnesc într-o circumstanță foarte ciudățică, ea are un accident, el o salvează oarecum pe ea din accidentul respectiv, dar de fapt ajung să se salveze într-o oarecare măsură unul pe altul din situația destul de monotonă, din monotonia propriilor lor vieți. Impresia pe care mi-a lăsat-o mie este că fiecare dintre ei era blocat într-o etapă a vieții lui care nu le aducea neapărat cele mai mari bucurii. Nora avea o relație călduță cu un tip, dar nu era cine știe ce. În schimb, Paul suferea teribil după această an, o tipă care evident îi dădea toată lumea peste cap.
Din punctul meu de vedere, este o poveste extraordinar de relatable, poți relaționa foarte, foarte bine cu ea și v-am zis, stilul este unul absolut minunat. Este o poveste de dragoste, dar nu am simțit-o ca fiind siropoasă niciun fel, așadar dacă aveți chef de ceva foarte heartwarming, cu siguranță vă recomand. Și alegerea fratelui meu a fost La sud de graniță, la vest de soare, de Haruki Murakami, cartea purtă la noi la editura Polirom și pe care eu am mai citit-o, cred, de 2 sau de 3 ori până acum. Mi-a plăcut la fel de mult și de data asta și cred că în continuare rămâne una dintre cărțile mele preferate de la el, împreună cu iubita mea Sputnik, cred că și cealaltă mi-a plăcut foarte, foarte tare. Povestea nu este nici aici una foarte specială. Avem ca personaj principal un tip pasionat de jazz care își deschide un club de jazz și practic pe toată perioada cărții, de fapt, el se uită în spate la viața lui, la relația lui cu o prietenă din copilărie care reapare cumva în viața lui. Totul în timp ce am putea sau s-ar putea spune că trece printr-un fel de midlife crisis. Din nou, este ideea asta că parcă lipsește ceva în viața ta, deși viața ta este aparent perfectă, dar ai nevoie de ceva mai mult. Și îmi place foarte mult că din punctul ăsta de vedere s-au legat foarte bine cărțile astea două. Mult, mult mi-a plăcut cartea asta. Nu vreau să vă spun mai multe despre ea, pentru că eu mereu am spus că la Murakami plotul este aproape irelevant, cât mai degrabă stilul contează foarte mult. Mie, în general, în cărțile lui, cred că asta îmi place cel mai mult. Vorba mătușii mele, Murakami, dacă ar scrie o rețetă de prăjitură sau din asta de medicamente, tot ar suna foarte bine. Și ultima carte pe care am ascultat-o, de fapt, nu am citit-o, este una de non-ficțiune pe care am ascultat-o pe Audible. Se numește That Woman și este vorba despre viața lui Wallace Simpson. Pentru cine nu știe, Wallace Simpson este femeia pentru care Edward a abdicat de la tronul Marii Britanii, Edward fiind unchiul actualei regine. Și este o poveste foarte interesantă din punctul meu de vedere, este denumită una dintre cele mai tumultoase și influente povești de dragoste din ultimele câteva sute de ani, pentru că se pare că ea i-ar fi luat cu adevărat mințile lui. Acum, anumite întrebări pe care unii oameni și le pun este cât de mult i-a luat ea lui mințile, pentru că unii spun că oricum nu era neapărat îndeplinătatea facultăților mentale el. Așadar, se pare că a fost așa o combinație de putere pe care i-a avut asupra lui pe un fond deja oarecum instabil, zic unii. Nu sunt în niciun fel istoric, dar asta e ce am citit. Din punctul meu de vedere, ea este o figură foarte interesantă pentru că, din câte am mai citit, a fost complet demonizată în istorie până acum. De acest That Woman se referă la faptul că oamenii din familia regală nici măcar nu îi spuneau numele, se refereau la ea ca aia, femeia aia, și nu a intrat niciodată cu adevărat în familia regală, chit că s-a căsătorit cu Edward în cele din urmă. Dar mi s-a părut foarte interesantă perspectiva acestei cărți, pentru că a încercat să se uite mai degrabă la viața ei de dinainte și la lucrurile care au dus la relația ei cu Edward. Ea de la bun început a fost o persoană, din punctul meu de vedere, diferită, a fost ușor mai independentă decât alte femei în acea epocă. Este o femeie care a fost divorțată și asta era una dintre principalele probleme ale familiei regale. Era o femeie care divorțase deja de 2 ori și mi s-a părut extrem de interesantă psihologia din spate. Sunt anumite argumente cu care nu sunt neapărat de acord. Scot la înaintare anumite deviații sexuale pe care ea le-ar fi avut, ceea ce nu cred că se poate dovedi într-un fel. Dar mi s-a părut foarte frumos cum, în sfârșit, parcă lucrurile au fost puse și din perspectiva ei, pentru că în momentul în care Edward ajunge să abdice de la tronul Marii Britanii, se arată în cartea asta cum, de fapt, ea nu-și dorea tot ce s-a întâmplat și, practic, nu a mai avut nicio cale de ieșire odată ce a intrat în hora asta. Foarte, foarte interesantă mi s-a părut cartea, am ascultat-o cu mare drag, cred că i-am dat 5 stele din 5 pe Goodreads. A fost într-adevăr o bucurie și acum aș vrea să mai citesc cărți despre ea și despre bucata asta de istorie. Am înțeles că ar exista și o biografie oficială a ei, deci sunt curioasă să văd și asta cum este, pentru că se pare că ar conține scrisori destul de multe și documente din sensul ăsta autentice. Dar oricum mi s-a părut o audiție absolut minunată, mi-a plăcut maxim și dacă vreți să aflați mai multe despre bucata asta de istorie, cu siguranță vă recomand. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, dacă da, dați un thumbs up. Spuneți-mi în comentarii ce cărți ați citit voi în perioada asta, pentru că eu ușor intru într-un reading slump, adică mi se pare că mi-am mult mai mult să citesc niște cărți foarte bune.
Pentru că, de exemplu, nu știu exact de ce, dar m-am apucat de Hunger Games, volumul 4, acum cred că 10 zile și încă nu am terminat-o, mai am vreo 60 de pagini din ea. Și am impresia că ușor, ușor, așa, iar intru într-o stare de-asta de citit mai puțin, ceea ce nu-mi doresc absolut deloc. Așadar, dacă aveți ceva sugestii pentru mine, please let me know. Noi o să ne vedem zilele viitoare cu această recenzie de la Hunger Games, dar, între timp, mi-a venit o idee și vreau să vă întreb dacă voi ați fi dorniți să discutăm despre asta, pentru că ar fi fix... Aș vrea să deschid un dialog, nu am niște păreri foarte stricte în legătură cu asta, dar mă gândeam să vorbim un pic despre tot ce înseamnă zona asta de autor de culoare și autor LGBT în contextul actual, despre discriminare pozitivă sau nu, avem nevoie de cărțile astea sau nu, trebuie să-i scoatem în față pe autorii ăștia sau nu, lucruri de genul ăsta. Așadar, dacă v-ar interesa o astfel de discuție, ar fi mai degrabă o discuție la o cafea decât orice altceva, let me know și o să revin și cu clipul ăsta. Până atunci însă nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe de mai jos și să apăsați pe clopoțelul de notificare și ne auzim zilele viitoare. Până atunci nu uitați să citiți cât se poate de mult, să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!